numesc Pârău Valerian, Mihai Nedelciuc, Popov Igor, Andrei Buzovoi, Băzăreanu Victor, Tudor Gladchi. Poarea Soarelui ocupă în gospodăria noastră suprafață de 220 hectare. În jur de 1500 de hectare de semințe de Floarea Soarelui. Care 105 hectare de expertă și 55 de hectare de talentă. Avem suprafață de 140 de hectare, tot e expertă. Din hibrizii de Floarea Soarelui pe care îi folosim în gospodăria noastră, sunt hibrizii experto, talento. Talento și experto. Acești hibrizi deja sunt cultivați la noi, practic, a treilea an de zile. Plante cu talie semi-înaltă, cu o vigoare destul de bună. Dacă observăm, chiar și în acest an au o tulpină destul de sănătoasă. De ce cultivăm hai ulei aici? Roada la hectar este ca la ceilalți hibrizi convenționali, plus prețul este mai bun față de Floarea Soarelui convențională. Tehnologia de cultivare a hibrizilor dați nu diferă foarte mult de cultivarea tehnologiei tradiționale. S-au adeverit a fi niște hibrizi destul de stabili, cu un potențial destul de înalt. Au o roadă stabilă, sunt rezistente la boli și la secetă. Sunt stabili în rezultate, chiar și în condiții dure. Sunt niște hibrizi destul de toleranți la boli. Mereu am avut, practic, spunem, rentabilitatea cea mai mare. Pentru anul 2020, un an mult mai dificil, la fel rezultatele sunt destul de bune. Folosirea hibrizilor experto și talento în gospodăria noastră ne dă posibilitatea, indiferent de condițiile anului, să obținem rezultatele dorite. Rezultatele de anul trecut am fost foarte mulțumiți, s-a prezentat destul de bine, cu o recoltă cu potențial destul de mare. Anul trecut, la hibrizii Singenta de la High Lake, am obținut roadă de la 4200 până la 4,5 tone per hectar, în dependență de zonă, de premărgător.